Bună ziua, bine v-am găsit la un nou interviu Capital. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul Răzvan Popescu, director economic RomGaz. Pentru început aș vrea să ne spuneți când ați intrat în funcție și cât mai aveți din mandatul dumneavoastră. Am intrat în funcție în data de 14 decembrie 2020 și mandatul s-a prelungit chiar până încă 4 luni, începând cu data de 14 aprilie. Deci mai am încă 4 luni să pot să mai muncesc la proiectele pe care mi le-am asumat, să pot să aduc puțină schimbare la modul de automatizare ale proceselor, la pur și simplu de evoluție. Având în vedere experiența dumneavoastră, 9 ani de zile, ați spus și mai devreme că ați lucrat în cadrul BNR, care a fost prima impresie pe care ați avut-o când ați ajuns la RomGaz? Care a fost impactul? Sunt două instituții foarte diferite. Provin și consider că m-am format în BNR. Consider că foarte multe calități și foarte multe atribuții personale sunt create de acolo. Asta vreau să și am vrut mereu să imprim și în RomGaz. În primul rând, seriozitate, care mi se pare cea mai importantă, în al doilea rând, un anumit flux al documentelor pentru care fiecare să-și asume ce scrie. Mereu să fie un flux al documentelor, mereu să vezi de la cine a plecat, de la cine va fi, cine l-a întocmit, cine l-a avizat până a ajuns la tine. RomGaz pentru mine... Exista, dar mi se părea că la un moment dat era un pic haotic, adică nu era mereu... Este foarte mare hârțogăra. Asta este pentru mine primul lucru de care îmi doresc din suflet să scap. Deci pur și simplu, chiar ieri mi se pare că am finalizat un contract de achiziții și cu semnătură electronică, adică nu vreau lucrurile să meargă puțin mai repede, să fie mai tehnologice și să fim și noi în pas cu timpul. Adică mi se pare tot aceeași, dar un pic de rezistență la schimbare. Știți foarte bine că e greu, dar ca să poți să intri într-un acest proiect de o asemenea învergură și ca să poți să lucrezi cu parteneri externi și ca să poți să ai un flux al informațiilor nu numai într-un singur loc, ai nevoie de aceste lucruri, ai nevoie de centre de costuri cât mai specifice, ai nevoie de ținerea cheltuielilor sub control prin aceste centre de cost. Adică sunt foarte, foarte multe lucruri pe care consider că pot fi îmbunătățite prin adoptarea tehnologiei. Ne-ați menționat foarte multe aspecte interesante, care sunt totuși proiecte sau modificări care de obicei se iau pe termen lung. Mentalitatea de obicei se schimbă în luni foarte bune. Dumneavoastră ați plecat cu aceste idei încercând să implementăm ceva în 2 luni. Acum s-au transformat în 4 luni. În 8 luni, pardon. Care e planul de viitor? Care este pentru dumneavoastră în companie? Care sunt șansele să rămâneți în funcție, să vă duceți la capăt planurile pe care le-ați început, în primul rând, și în al doilea rând, care o să fie perspectiva cu care o să rămâneți dacă, din păcate, mandatul dumneavoastră nu o să fie continuat? Să știi că am primit acest post ca pe o provocare și pur și simplu mă crezi că nu m-am gândit la asta? Nu m-am gândit, n-am stat să mă uit pe date, n-am stat să mă gândesc. Pur și simplu am făcut lucrurile exact cum am considerat eu să fie făcute. Și dacă nu voi rămâne mai departe, niciodată nu m-am gândit la asta. Îmi fac treaba cât pot de bine, las absolut totul scris, las totul, pur și simplu ca dacă vine cineva după, doar să preia și să ducă mai departe, pentru că sunt doar lucruri normale. Nu este ceva extraordinar, nu... Pot să fac oricine. Care este cel mai important contract pe care l-ați semnat până în momentul de față de când ați intrat în funcție și dacă puteți să ne spuneți și niște cifre, dacă puteți să vă gândiți la unul?
E o ofertă și multe cifre s-au avansat în toată piața. Din păcate nu vă pot răspunde la această... Nu vă pot da o sumă. Dar este un contract mare, dar să știți că am semnat ordine de tranzacționare și mult mai mare la BNR. Încă o întrebare legată de situația termocentralei Iernut. Dacă puteți să ne faceți un scurt istoric al poveștii și să înțelegem de ce în momentul de față, chiar dacă anul trecut domnul ministru Virgil Popescu a spus că până la sfârșitul anului o să fie totul la punct, toată povestea o să fie finalizată, de ce în continuare vedem acest lucru? Pentru că vedem că vă prezentați ca o echipă nouă, plină de energie, însă din păcate vă întâlniți cu aceleași probleme care se găsesc în toate proiectele foarte importante din România, amânări. Amânări de 2 ani, amânări de 1 an, acum încă 2 săptămâni. Care este atitudinea? Cum priviți aceste lucruri? Din păcate nu pot să te contrazic și România după Revoluție cred că s-a întâlnit frecvent cu acest lucru. Vă dați seama că eu ajungând pe... Este contractul, a fost semnat undeva în 2016, eu am ajuns în 2020. Pot să spun că din punct de vedere al unui director strict al unui director economic, singurul lucru pe care l-am făcut pe Iernut este să calculez anumite beneficii nerealizate, să găsim o soluție financiară pentru a putea debloca anumite garanții pentru a le mai oferi cash flow celor consorțiului. Adică din punctul meu de vedere și pe partea economică, credeți-mă că am depus toate eforturile. Romgaz nu a întârziat plata unei facturi. Romgaz și-a îndeplinit absolut toate obligațiile, de la prima până la ultima, cu cea mai mare diligență posibilă. Ba mai mult, noi am făcut pe tot ce a fost posibil să aducem toți partenerii la masă ca să putem să avem discuții constructive. Problema cum o percep cel puțin eu a fost și din cauza, să spun așa, pandemiei la nivel mondial. Liderul asociației a trecut prin niște probleme financiare și până la urmă de acolo a fost totul. Pentru că cine spune ok, pandemie, toată lumea s-a adaptat. Se construiește în continuare. Vasele merg. Pentru mine eu nu pot să accept. Eu nu pot să accept așa ceva. Dar eu venind nou în acest post, am văzut, este un proiect extraordinar. Îți spun sincer și îți dai seama că sunt un infam, nu mai văzusem așa ceva. Arată incredibil, este un proiect extraordinar. Dar cel mai important este să îl pornim cât mai repede. Vă dați seama că și domnul ministru când a afirmat, dânsul ce informații putea să aibă decât de la directorul general sau de la... Dacă eu merg acum și spun domnului director general că avem o sumă în cont, el zice mai departe și spune același lucru. Nu? Dar să știi că această schimbare de mentalitate și acest entuziasm, pe cuvânt că nu este numai de fațadă. Muncim foarte mult, ne implicăm foarte mult, adică eu cu Telu plecăm dimineața, ne punem cizmele în picioare, mergem la Iernut, facem ședința acolo, ne întoarcem înapoi la media și avem 3-4 ședințe, grupuri de lucru. Nu știu, îmi place transformarea la care asist, pe cuvânt. Îmi place foarte, foarte mult transformarea la care asist și mă bucur că fac parte din ea. Dacă tot ați vorbit despre transformare... Ultima întrebare. Dacă tot ați vorbit despre transformare, aș vrea să vă întreb cum priviți proiectul Neptun Deep ca un avantaj pentru planul de decarbonizare al României prin intermediul Green Deal și cât de important ar fi dacă noi am reușit să facem acest proiect pentru plan, dar fără, cum ne-am descurca? Ne-ar fi mult mai greu pentru toată povestea cu Green Deal, cu viitorul, Pactul Ecologic European, dacă nu am reușit să facem această înțelegere? Soluții alternative există mereu. Asta e cea mai bună. Neptun Deep acum este cea mai bună soluție.
din toate punctele de vedere, și din punct de vedere economic, și din punct, și din punct de vedere al ce urmează pe Green Deal. Sunt în discuții cu anumite bănci să vedem dacă putem cumva să-l facem vandabil prin bonduri verzi. Nu știu, alternative există și vor exista mereu, dar noi să știi că avem confidența că vom reuși să... ca acest bid să fie successful și vom reuși cu partenerii viitori, potențiali partenerii Petrom să-l ducem mai departe. Este, să știi că este un proiect spectaculos.